Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că înainte de summitul Alianței de la Madrid, membrii săi trebuie să convină asupra unui nou model de apărare a flancului estic, care este cauzat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. El a declarat acest lucru într-o conferință de presă. Am făcut progrese semnificative prin căderea unor termeni specifici, elemente ale noului model și am auzit de asemenea că mai mulți aliați sunt gata să furnizeze forțe suplimentare pentru a consolida acest model, a spus secretarul general al NATO. El a precizat ulterior că trei piloni vor sta la baza noului model de apărare al NATO pe flancul estic potrivit union.net. Prima este o creștere a prezenței în față cu mai multe operațiuni de lupte și deja ne am mărit prezența în ultimele luni. Am dublat numărul de grupuri de lupte din est de la 4 la 8 a spus secretarul general al NATO. Al doilea pilon al modelului este predesfășurarea echipamentului militar pentru a economisi timp atunci când este necesară mobilizarea. Și al treilea element este definirea preliminară minara unităților. Acestea sunt forțe care vor fi antrenate într-un anumit teritoriu unde vor avea anumite atribuții. Nu vor fi dislocate toate forțele, doar unele dintre ele în avans, iar cealaltă parte va fi în țara lor natală. Dar să fie gata de a se muta dacă este necesar, a mai explicat secretarul general al NATO. El a mai concluzionat că noul model de apărare pentru flancul estic al NATO ar însemna o creștere semnificativă a capacității de apărare pe tot parcursul alianței. Reamintim că summitul NATO va avea loc la Madrid în perioada 20 29-30 iunie, unde va lua parte și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.